Hai, mă, ce nu știi? Nu. Nu te cred. Nu, leșinește, rog, nu mai te las. Nu știi șacaron? Nu. Nu pot să cred așa ceva. Nu. Tu de-aia plângi acum? Dimineața Blano, de la 7 la 10, la Pro FM. Cresc amenziile pentru deranjatul vecinilor de la bloc. Blană. Eșe. Muzica dată tare va costa mai mult de, uite, de la 2000 la 3000 de lei. În loc de la 500 la 1500 de lei. Deci practic au dublat, triplat, mă rog, dublat. Așa. Maxim. Și cel mai nasol vor fi amendate petrecerile din orele alea de odihnă, 13-14, știi? Și noaptea. Deci noaptea nu mai voi să faci petrecere și în ora de liniște. Da, și recidiviștii, ăștia care tot fac party-uri, 6.000 de lei poate să plătească. Eu am o piesă. Ia. De deranjat vecinii, în cazul în care aveți prea mulți bani la voi și nu știți ce să faceți cu ei. Ia, că spun, într-o curios. Zi am descoperit-o de curând și este... Petrecerea de noaptea, deci să stabilim, da? E ce trebuie. Începe cu o sintagmă, să-i spun așa, binecunoscută nouă românilor. Ia. Deja gata, a plecat. Ai văzut? Umărul. Ia, înțeles. Vine acum. Nu eres como todas las mujeres. Te gusta cum el ritmo a ti te ataca. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka. Așa se numește, de la Dimitri Vegas și Like Mike. Otra vez, yeah. Otra vez, yeah. La cabeza, yeah. Y los pies se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka. Jaco! Zicea Dăncila Mexicana? Îi vine cuiva să creadă că piesa asta este din vara lui 2012. Foarte bun. Acum 3 ani ne scrie cineva pe WhatsApp. Locuiam într-un cartier în care în fiecare weekend se auzea muzică din 3-4 direcții, până la ore târzii. Din curtea din față se auzea o melodie, din curtea din spate alta. Genul acesta de vecini nu sunt doar la bloc. Nu, nu, nu. Și la mine, în cartierul în care stau eu, la fel se întâmplă. Am ochi și la noi, pe la ora 6, unii vin de la muncă, adică eu. Da. Și vrei și tu să dormi, adică pe ce ai auzit toată muzica toată seara, n-ai cum. Adică începem. Vara, fai de capul meu, păi da, știi toate țanca, uraganul, toate alea. Toți băieții. Am primit deja asta. Cineva ne dă piesa asta. Fiți atenți că se numește Rage Against the Machine. Fai, Killing, de capul meu. Killing in the Name. Și sună așa. Baftă. Pentru vecinul ăla pe care nu-l halești. Foarte tare Rage Against the Machine. S-a bufărele așa îndreptate către vecinul, știi? Trageți centura. Dacă sunteți în mașină, țineți-vă de bară. Dacă sunteți în autobuz și dacă sunteți acasă, dați mai tare. Dacă lași refrenul, ne-a trimis cineva o reinterpretare. Sau dacă dai înapoi asta cu They do as they told you. Asta e țică de Tulcea. Ia, ia, cum, cum, nu? Da, mai înapoi sau? Da, înainte când face creșterea aia să intre. A, uite, aia. Asta țuică de Tulcea. Asta, asta țuică de Tulcea. Asta țuică de Tulcea. Asta țuică de Tulcea. Asta țuică de Tulcea. Ce bun, asta țuică de Tulcea.
și ne trimite cineva o piesă de Deranja Vecinii, care sună așa. Știi? Cum îi cheamă, Sistem? Turbo. Exact, Speranțe de la Sistem. Fa cu Stella, da, bravo. Din 2004. Bună. Da. Se vede că aveți experiență în așa ceva, că ne trimiteți piese excelente. Dacă presari cu un pic de Skrillex... The Gangarang, da. Și ceva mai digerabil, să spun așa. Bun. S-ar putea să nu cheme poliția din prima vecinii pe piesa asta. Eu cred că dacă stai la 4 etaje, s-ar putea. Cineva îmi trimite Bishop Briggs. Este o tipă care s-a lansat de vreo 4 ani așa. Și nu știu dacă mi-ai trimis-o că știi că îmi place mie sau ți se pare ție de deranjat, dar nu mi se pare. Foarte bună fata. E senzație. Și dacă vreți într-adevăr să-i supărați, așa ne garantează cineva că după 2 minute, garantat cheamă poliția. Ramstein, nu? Sepultura? Mai bine. Dar eu nu cred că rezistă 2 minute vecinii. Nu există. Nu, asta ai sunat din primele 5 secunde. Da, deja mă apucă, mă ia cu nervi. Îmi vine să sparg prin ceva pe aici. Territory se numește, da, bravo. Frumos. Da, e ceva mai finuț așa. Ci că să doarmă pe asta, pe la 2 noaptea, ne zice cineva și ne trimite link-ul. Hai să vedem ce iese. Hai să vedem cum se încarcă și zice așa. Un electronic, o minimal ceva, dar e frumos. O Prodigy. E Prodigy? Da, Poison. Ah, Poison, bravo. Da, am avut dreptate, pe acolo, în tehnică. Mama, asta zici că, nu-i, că i s-a stricat telefonul polifonic. Lui bunicu. Mai dau? Dă-i, că avem sute de link-uri. Dau în ele, acum fii atent. Ia. Mie cu boxele astea, nu știu ce se întâmplă. Păi da, asta nu deranjezi, asta te îndrăgostești pe piesa asta. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña. O simt așa pe Salma Hayek, cum se lipește de mine când băgăm un flamenco împreună. Doamne Dumnezeule, cine să se supere? Măi, mascatule! Ai, 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 ai. Ai, ai, mi amor. Ai, mi morena de mi corazón. Na, nu supermăm pe nimeni, nu cred. Eu vă știu că voi sunteți cu... Sunteți mai reggaetoniști așa, de ce să... Nu? Yo, macaron. Chacaron. Recunoașteți că vă place. Chacaron. Deși știu piesa asta de o grămadă de timp, de fiecare dată am aceeași reacție, așa. Ia uite cum faci asta. Băi, ia, gata, vă mai dau o piesă și gata. Până îi înveți versurile, că după aia e ușor. Chacaron.
Chacarun. Ai, mă, dar ce nu știi? Nu. Nu te cred. Nu, leșinește, rog, nu mai te nu las. Nu știi Chacarun? Nu. Nu pot să cred așa ceva. Nu. Tu de-aia plângi acum? E senzație. Păi știu un cover. Ia, în română cum ar veni? Română? Da. Aoleu. Lasă-mă, băi, că n-am somn, că n-am somn, că n-am somn, că n-am. Macaron. Macaron. Vai, deși. Yeah, yeah. E sfințită mașina de gunoi. Dimineața Blano, de la 7 la 10, la Pro FM.